Un primar care, atenție, candidează singur pe buletinul de vot, încă un primar, am prezentat și ieri unul, acum este al doilea caz, este singur pe buletinul de vot, candidează într-o comună care are 88 de locuitori, dar recunoaște că a strâns 100 de semnături ca să-și depună candidatura. Nu prea știe cum să explice cum a luat 100 de semnături de la 88 de locuitori. Iată-l pe candidatul din Hunedoara, comuna Bătrân. Actualul primar este de 24 de ani în funcție, nu mai candidează. Dumneavoastră sunteți viceprimarul, am înțeles corect, și candidați dumneavoastră. Da, da. Mai avem o localitate în județul Hunedoara unde mai există un singur candidat. Și este tot candidat PSD? Tot candidat PSD, da. Și cum ați ajuns în situația asta? E foarte simplu. Am reușit să-mi adun necesarul de semnături care trebuie făcute pentru a putea să depui candidatura. Cum ați reușit performanța de a fi singurul candidat, să nu mai aveți niciun alt contracandidat de la alt partid? Fiindcă eu am reușit să-mi fac semnăturile și alt partid politic nu a reușit să-și facă semnăturile. Au mai fost, poate, tentative, dar nu s-a putut. Câți locuitori are comuna? E, după ultimul recensământ, undeva la 88-89. Actualul primar nu a reușit nici el să-și facă numărul de semnături. Dânsul a vrut să mai obțină un mandat. De câte semnături aveți nevoie pentru a vă depune? De minimul de semnături, adică 100 de semnături. Pe cum 100 de semnături dacă sunteți 88 de locuitori în comună? Tăte că se poate să obții și 100 de semnături dacă ești în comună 88 de locuitori. Legislația îți permite. Păi și de unde e restul de 12 semnături, dacă aveți doar 88 de locuitori în comună? Conform legislației în vigoare, îmi permite să fac viză de reședință și să obțin semnăturile. Câte semnături ați depus? Nu știu exact să vă spun. Cum nu știți câte semnături ați depus? Nu știu, când... nu știu. Păi cât ați strâns? Contează că mi-am făcut minimul de 100 de semnături. Dintr-o populație dacă vreți, vreți să dați o știre, să o dați cu... Mi-am reușit să-mi fac minim 100 de semnături. Dar aveți mai mult de 100? Nu știu. Bun, matematica e simplă. I-au trebuit 100 de semnături primarului, domnule Manole, are 88 de locuitori. Cum a făcut să strângă de la 88 de locuitori 100 de semnături? La o astfel de lecție de matematică n-am participat și nu știu cum se poate să faci. Cum a reușit candidatul noastră? Din cimitir? Da, nu cred. Dar partea mai erau foarte importantă cu din această... Persoane decedate, domnule Manole. Nu mai poate să semneze. Dar nu, era pe listă. Persoana o decedată. 100 nu de era oameni în comună cu 88 partea de locuitori. Cea mai în neregulă, ca zic așa, este că astfel de comune există și pentru asta trebuie o reformă administrativă. Adică o comună cu 88 de locuitori mai trebuie să nu existe. Este da, o unitate administrativă teritorială deci normală. Ne explicați de unde am mai făcut rost de 12 semnături? Mi-am recunoscut această limită a faptului că nu am participat la nicio lecție de matematică care să mă dacă învețe luăm cum lista, faci găsim, din 88 găsim, o reușit, listă. Domnule, e greu să cred. Polac. Din ce am înțeles din declarația domnului viitor primar, după câte se pare, legea se pare, dar nu e sigur. Că e sigur candidat. Legea îi permite să facă vize. El se referea că anumiți cetățeni și-au făcut viză. Am mai luat vreo 2-3 da, din altă și a reușit comună să crească populația localității respective de la 88 la 100 de cetățeni. Cum să ai nevoie de 100 de semnături să-ți depui candidatura dacă acea comună are doar 88 de locuitori? Cum să ai nevoie de mai multe semnături decât locuitori are comun? Păi aici este trecut clar în legislația electorală că fiecare candidatură pentru funcția de primar presupune minim 100 de semnături din partea cetățenilor. În schimb, în momentul în care legea a fost făcută, probabil că în momentul în care a fost făcută, nu s-a ținut cont de faptul că bun, numărul minim ar trebui să fie mai mic ceva decât 100. Ceva absolut senzațional. În schimb, aici, o secundă numai. Insistă domnul Manole are perfectă dreptate 100%. Vreau să ne explice cum localități se fac 100 din 88. Mai...